Peste 3.000 de polițiști, carabinieri și salvatori vor fi la datorie în data de 8 iunie, atunci când în țară va fi sărbătorit Paștele Blajinilor. În contextul pandemiei de COVID-19, aceștia vor monitoriza respectarea regulilor de protecție împotriva virusului în cimitire, dar și pe străzi și în curțile blocurilor de locuit. Totodată și traseele din țară vor fi monitorizate de agenții de patrulare. În acest sens, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au organizat o conferință de presă pentru a relata despre regulile care trebuie să fie respectate, dar și despre activitatea polițiștilor în zilele următoare. Aceștia vor asigura ordinea publică și monitorizarea respectării regulilor de prevenire a infectării cu virusul COVID-19, circa la 1500 cimitire în toată țara, dar și la slujbele religioase desfășurate în cadrele lăcașilor sfinte. Aici mă refer la distanța socială, la echiparea corespunzătoare cu măști și mănuși, la interzicerea consumului de alimente și a băuturilor alcoolice în cimitire, dar și la evitarea aglomeraților. Rolul oamenilor legii, în special în acest weekend, va fi nu doar monitorizarea respectării regulilor, dar și intervenirea promptă în cazul situațiilor de risc. Chiar dacă sunteți obișnuiți, stimați cetățeni, să petreceți acest eveniment într-un mod tradițional obișnuit, anul acesta trebuie să-l sărbătoriți altfel. În acest sens, considerăm și vă mulțumim din start pentru atitudine, pentru înțelegere și pentru suportul pe care la sigur ne-l veți acorda în misiunea noastră nobilă. De menționat că cei care vor încălca regulile de protecție împotriva coronavirusului sau vor urca băuți la volan, vor comite furturi, se vor bate sau vor comite ceva și mai grav, vor fi pedepsiți în funcție de gravitatea faptelor săvârșite.